Bună tuturor și bine ați venit pe canalul Idei de Bricolaj. Astăzi vreau să vă prezint un fular de vară foarte simpatic, făcut din bumbac și are acest model cu goluri foarte simpatic. E făcut din piciorușe mari duble și îmi place mult structura lui și cum a ieșit în final. Vedeți cum arată, e foarte simpatic, foarte lejer, se face rapid și în continuare o să vă prezint exact cum am făcut și ce croșetă am folosit. Și să începem! Bun, să începem cu acest material de la Rico Design, 100 de grame, 230 de metri, 100% bumbac. Și este potrivit pentru croșete de 6, are această nuanță, sau nuanțe de fapt de galben, numărul este 002. Și începem. Fac un lanț de ochiuri, de 24 de ochiuri. Aceasta este baza pe care o vom folosi. Și dacă vreți să-l faceți mai mare sau mai mic, trebuie să adăugați sau să scoateți câte 8 ochiuri de lanț. Aceasta este unitatea de măsură pentru acest fular. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, haideți să vedem, 22, 24. Ok. Voi omite primele 3 ochiuri și fac un jeteu, introduc croșeta și croșetez direct un picioruș mare dublu. Un al doilea picioruș dublu, picioruș mare dublu. Omit iarăși 3 ochiuri. Apoi introduc croșeta în ochi, fac un jeteu și croșetez un picioruș mare dublu, după care fac 2 ochiuri de lanț și croșetez în același ochi încă un picioruș mare dublu. Deci am un V cu două ochiuri între. Cam așa arată momentan. Am omis 3 ochiuri și am făcut piciorușele mari duble. Acum continui, omit iarăși 3 ochiuri, introduc croșeta, jeteu și croșetez încă un picioruș mare dublu. Un al doilea picioruș mare dublu și cam așa o să lucrez pe tot parcursul acestui fular. Întotdeauna fac 2 piciorușe mari duble. Ok, cam așa arată. Ok, și vedeți că acesta este modelul de bază pe care trebuie să-l avem. Am câte 2 piciorușe mari duble, loc de lanț în mijloc. După care omit iarăși 3 ochiuri de lanț și facem primul pas, adică un picioruș mare dublu. Cu 2 ochiuri de lanț în mijloc. După care omit iarăși 3 ochiuri de lanț și din nou 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe mari duble, mă scuzați. Ok, am făcut modelul de câte ori și să terminăm acest rând. Omit 3 ochiuri de lanț și croșetez în ultimul ochi, și anume un nou model asemănător cu ce am făcut până acum, adică picioruș mare dublu, 2 la număr. Cu 2 ochiuri de lanț între. Și am terminat acest rând.
Bun, și cam așa arată, observați, am cele 24 de ochiuri de lanț pe care le-am lucrat, am omis câte 3 ochiuri de lanț și în fiecare al patrulea ochi am două piciorușe mari duble și două ochiuri de lanț între. 4 piciorușe mari duble cu un ochi de lanț în al patrulea pachetel, adică acesta, am un picioruș mare dublu, după care două ochiuri de lanț. Ok, următorul, 4 piciorușe mari duble, 3 am omis și în final două piciorușe mari duble cu două ochiuri de lanț. În mijloc am uitat să fac un picioruș mare dublu, ar fi trebuit să fie 2. Acum continuăm cu 3 ochiuri de lanț, după care întorc o dată și croșetez în ochiul de la margine două piciorușe mari duble. După care fac un jeteu și introduc croșeta și croșetez în acest loc și vreau să am o linie dreaptă. Ok, continui cu picioruș mare dublu, ochi de lanț și picioruș mare dublu. Acum din nou croșetez iarăși picioruș mare dublu, 4 mai exact, 4 piciorușe mari duble, voi avea și un ochi de lanț între, după care continui cu 2 piciorușe mari duble cu și 2 ochiuri de lanț între. Lucrez cam în acest mod și observați că mai variază numărul de piciorușe mari duble. Am ajuns iarăși la final și croșetez de jur împrejur. Ok, și încep, o iau de la început. Croșetez un picioruș mare dublu, două ochiuri de lanț și încă un picioruș mare dublu. Și cam așa arată cel al doilea rând al fularului. Observați cum arată structura lui și că are acest efect de goluri, care mie îmi place foarte mult. Și o să continuăm la fel pentru că tot fularul va avea acest model. Și continuăm cu următorul rând. Și o iau de la început cu două piciorușe mari duble. Și continui cu ochi de lanț. Două ochiuri de lanț în mijloc, după care continui tot așa cu piciorușe mari duble și câte un ochi de lanț în mijloc. Și da, cam așa se face acest fular, cam acesta este principiul pe care lucrăm. Între timp am croșetat destul de mult și observați că s-a schimbat și culoarea, nuanța materialului. Vedeți și celelalte nuanțe care vor urma. Și cam așa arată, mie mi se pare foarte simpatic, îmi place cum arată și este destul de simpatic, îmi place mult cum arată și îmi place schimbarea, pentru că la unele ochiuri eu croșetez doar câte două piciorușe mari duble, la celelalte 4 și se observă locul în care se produce schimbarea. Și îmi place mult de tot, vedeți că este foarte simplu de croșetat și mi se pare că materialul acesta este foarte de vară, ca să spun așa.
Și între timp am croșetat și mai mult, am terminat materialul și observați și celelalte culori care au apărut. Nu mai am destul material pentru acest ultim rând, așa că o să-l scot. Dar cam asta a fost și observați cum arată. Eu acum o să trag materialul și o să-l fixez în acest loc pentru că e important să rămână cât de fix se poate. O să și scurtez materialul. Are cam 160 cm în lungime și observați schimbările de culori, mie îmi plac foarte mult. Avem și o parte mai întunecată și o parte mai deschisă la culoare și mi se pare foarte simpatic. Ok, și da, cam acesta este fularul pe care l-am croșetat astăzi. Sper evident că v-a plăcut acest clip. Dacă vreți să urmăriți mai multe, vă rog să-mi vizitați canalul și să vă abonați pentru a fi mereu la curent cu ceea ce postez. Distribuiți prietenilor voștri acest clip și ne vedem data viitoare cu un nou model de croșetat. Pa!